foarte greu să vorbești după ce un istoric de talie al lui Radu Vergati spune atâtea amănunte despre Nicolae, Sfântul Nicolae, sau despre bătălia de la Mărășești și mai ales în prezența unui pictor remarcabil. Ceea ce vedem noi aici, abia aștept să vizitez după ce se termină discursurile. Aș vrea să vă spun că două luni înainte de a muri Corneliu Baba, pe care l-ați amintit dumneavoastră că a fost dascăl, am avut o parte dintr-o echipă așa de chirurgi care l-am operat pe Corneliu Baba. Aici, în Constanța. La București a fost refuzat de toate spitalele. În ce an? Nu mai știu, sunt când a murit el. Când acum sfârșitul vieții? Nu, cu două luni înainte de a muri. Deci cu două, da. Și avea o chestiune de nerezolvat, un fel de tumoră care îi prindea diafragmul. Dar am făcut o minune și i-am scos aici la Constanța tumora și nimeni n-a murit de această boală. A avut o altă problemă la măduva spinării, cu o paralizie. Dar vreau să vă spun că l-am cunoscut și mergeam seara, dimineața, la dânsul salon și mi-a dat niște fotografii cu diverse opere, cum ai fotografia aceste tablouri. Și eu l-am întrebat într-o seară, cum a fost cu tablourile care i le-a făcut lui Ceaușescu? Și el zice, în primul rând să știi că i-a cerut foarte mulți bani. Noi știam treaba asta, că i-a cerut lui Ceaușescu niște sume uriașe ca să-i facă tablouri și Ceaușescu a zis că le plătește. Dar s-a terminat totul cu un necaz. Nu i-a făcut. Pentru că, nu i-a făcut, da? Pentru că pe unul din tablourile pe care le executam doamnei Ceaușescu, m-am iscălit de desubt Baba. Așa. Acest lucru când l-a văzut doamna Ceaușescu, că ar fi chipul, eu nu știu dacă era doar o încercare sau era real. Real. Real, da? Asta mi l-a povestit Corneliu Baba. După care l-am rugat, i-am povestit domnul Corneliu Baba. Mi-aș dori ca dumneavoastră, când vă faceți bine, să știți că noi doctorii, când e un om incurabil, îi povestim lucruri care le-ar face el în mai mulți ani, ca să-i dăm un suflet liniștit în fața apropierii eternului. Și atunci dumneavoastră veți face bine și aș dori să faceți un tablou, ceva imens, pe un perete al viitoarei Facultăți de Medicină din Constanța, care e în campus, cu toată istoria medicinii. Din antichitate până în vremurile noastre. Și pe o parte să fie a medicinii universale și pe alt perete a medicinii românești. Și am început să-i spun eu ce vreau. Și m-a ascultat și știți ce mi-a spus la sfârșit? Să știi că n-am să fac nimic din ce spui dumneata, pentru că noi pictorii facem ceea ce ne spune nouă duhul nostru de artiști. I-a rămas uimit, vă dați seama. M-a blocat. A spus, noi avem un simț al nostru, fantastic. Eu voi face o istorie a medicinii, ce cum am făcut istoria pașilor pierduți la Universitatea din Iași, în care am făcut niște cai, niște alte chestii și azi, nimic din ce au gândit ei. De ce? Pentru că noi, artiștii, avem un simț al nostru, avem ceva, un Dumnezeu în sufletul nostru, care ne spune cum să facem. Am vorbit cu dânsul mult, a plecat destul de bine după vreo 7-10 zile. Noi știam că nu va putea să reziste intervenția care i-am făcut-o. Dânsul și-a dorit foarte mult acest lucru și a avut niște probleme, alte probleme, cu măduva spinării, nu intru în amănunte din acestea. Ce vreau să vă mai spun vis-a-vis de credința mea. Recent, împlinindu-se 100 de ani de la Trianon, am scris o carte, Codex Aureus Medicorum Daco Romanorum, despre care a scris profesorul Radu Vergati mai multe materiale în diverse reviste, mi-a adus acum două reviste și în seara asta sper să-l răpesc și pe dânsul și pe doamna, să fie oaspeții mei. Nu vă spun cum descurc discuțiile mele cu Radu Vergati, eu îi spun ce a fost cu Tudor Vladimirescu nu știu unde și urmează 30 de minute, dacă nu mai mult, în care îmi dă 1000 de amănunte despre evenimente. Păi eu olteandă, da. Ultimul popor migrator a fost oltizi. Mai înainte de gepizi. Dar vreau să vă spun că acolo la Mărășești și în general în anul ăsta 1917-1918 a fost clar o intervenție divină. Da.
Am scris și eu un material, îmi cer iertare, că am zis în anul 1918 Dumnezeu a fost român. Care l-am publicat la Iași într-o revistă. Deci, nu vă puteți, nu ne putem imagina cum s-a întâmplat ca să avem vreo 40-50 de mari politicieni. Vă dați seama, erau simultan Iorga, Titulescu, Argetoianu, Brădianu, toți ăștia mari în aceeași. În același moment al 1917, aceiași mari politicieni au apărut la Chișinău. Domnul Dorin Popescu, care știe multe despre Basarabia noastră, știe mai multe despre Ovidiu, cred. În același an au apărut niște creștențe de astea culturale fantastice la Cernăuți. Dar nu unul, mari politicieni, mari doctori. Dom'le, cum i-a rânduit Dumnezeu? Cu puțin înainte de evenimentele astea din primul război, războiul ăsta de întregire, trăise Eminescu, care scrisese de la Nistru până la Tisa și unificase deja limba. Nu e pare de neînchipuit. Se întâmpla ceva dumnezeiesc. Am să vă spun ceva care este absolut dumnezeiesc. În anul 1917, toamna, americanii nu înțelegeau cum poate pleca Ardealul din Austro-Ungaria, care era o țară dezvoltată, cu multe popoare, să se ducă să se unească cu o țară, cum era țara românească și Moldova. Mult mai puțin cunoscută în America decât Viena, să zicem. Muzica vieneză, cultura, bogăția Austro-Ungariei. Cum să luați voi Ardealul? Noi n-aveam ambasadă încă în America, în SUA. Și Brătianu, care era un politician, nu vă spun ce calibru avea, tot atunci l-a adus și pe ăsta Dumnezeu, Brătianu a chemat la el un coleg de-al meu, chirurg, profesorul Angelescu, despre care domnul profesor a scris multe pagini. Am scris și eu ceva despre el. Profesorul Angelescu, care a fost ministru în guvernele din perioada interbelică. Dar vreau să vă spun, l-a chemat la el și a spus, n-am niciun ban. Dumneata ești bogat. Era căsătorit cu fata lui Monteoru, era unul din marii bogătași Angelescu ăsta, prin căsătorie. Te rog să pleci ambasador în America. Nu-ți dau niciun ban. Și să schimbi mintea președintelui Americii. Nu credeți că Dumnezeu l-a îndemnat pe Brătianu să-l cheme pe chirurgul ăsta, care era profesor la Colța, ministrul lucrărilor publice? Apropo de ce facem noi acum, în perioada de neutralitate, Angelescu a făcut 400 de spitale pentru război. 60 de trenuri sanitare care aveau un vagon care era sală de operații și un vagon care era farmacie. 60 de trenuri. Multe ni le-au luat rușii, nu intru în amănunte, dar sunt în codexul ăsta care l-am scris. Vreau să spun că a plecat în America și l-a primit președintele Americii, care nu digera ideea că Ardealul ar trebui să fie al unei țări mult mai necăjite, cum era Moldova și țara românească, România de atunci. Și i-a schimbat mintea. Nu credeți că Dumnezeu, divinitatea, a intervenit? În 3 luni l-a schimbat pe Udrov ăsta. Am în carte fotografii cu el primit acolo și faptul că a plecat cu mulți bani ai lui să deschidă o ambasadă și neavând nicio clădire s-a dus la un hotel și a închiriat un etaj și a spus, aici va fi pentru câte zile, l-au întrebat aia și câte persoane. Ăsta avea atâția bani și atâta forță de a dărui României ceva. A fost un an astral, binecuvântare Dumnezeu, războiul ăsta nu se va repeta. Ce s-a întâmplat și la Mărășești, peste tot. Și el spune, închiriez tot etajul care devine ambasada României. După care s-a întâlnit cu românii din America și le-a spus, voi vă uniți ortodoxii din America cu ortodoxii din România. Înainte de unirea de la 1 decembrie, Angelescu ăsta a făcut unirea ortodoxilor. Arde lent cu ortodoxii din Ungrovaria, cum se ducea atunci. Nu e fantastic, nu e dumnezeiesc? A fost ceva divin ce s-a întâmplat în războiul ăla cu apariția României Mari. Și întâmplarea care a povestit-o domnul profesor cu acest laureat al premiului Nobel, Eduard Buchner, care a venit în calitate de major
Pentru că împăratul Germaniei, Wilhelm al II-lea, se mira cum de nu au reușit să treacă de Mărăși, Mărășești și Oituz. Și a venit personal pe front și am fotografii în carte cu Wilhelm Laudobeș, cu un binoclu, și întreabă pe un neamț cum se numește râul ăla și cum se numește pământul de dincolo, care n-ați putut voi să-l luați să vă beți cafeaua la Iași, cum a spus domn profesor. Și el a spus, nu știu dacă am întrebat pe român cum se numește și mi-au răspuns, este pământ nepângărit. Adică ne lua de nemți. Și zice, dar dacă ei ar trece peste noi, cum s-ar numi? S-ar numi despângărit. Așa îi traduceau românii neamțului. Pământ nepângărit și pământ. E fantastic, nu e așa că era mâna lui Dumnezeu pentru România asta mare? Pământ nepângărit și pământ despângărit. Și s-a uitat cu binoclu și a zis, trebuie să trecem peste ei, trebuie omorâți toți. Pentru că ăștia luptau în cămăși, celebrul război al cămășilor. Nu mai avea nici arme și plecau așa. Văzuseră crucea, văzuseră pe Sfântul Nicolae. Și zice, singura soluție este să dăm cu chimicale, să-i radem pe toți, să putem trece spre Iași. Mai aveau trei județe, vă dați seama, și ei cuceriseră Europa. Rușii plecaseră și îl roagă la universitate pe laureatul premiului Nobel în chimie, Eduard Bugner, vii la Mărășești. Ăsta se urcă în Germania, îi se dă gradul de major domnului profesor. Era profesor universitar, dar și chimistul vine pe front. Ce a spus domn profesor? Eu mă și mir că le știe pe toate, că se bagă în domeniile noastre ale doctorilor. Și vine ăsta acolo și românii reușesc să arunce o grenadă în ăsta, care era comandantul unor trupe și se mișca prin spatele frontului, cred că aranja lucrurile, că nu s-a păstrat scris, era secret, vă dați seama. Și vine unul și aruncă în coapsa stângă o grenadă, i-a făcut o placă atât de mare, s-a infectat și în trei zile a murit. Nici n-au recunoscut nemții că e la noi. Dar mormântul este la noi, la Focșani, al maiorului Eduard Bugner. De ce vă spun acest lucru? Pentru că în pământ românesc n-avem niciun român laureat al premiului Nobel. Avem înmormântat un neamț la Focșani. Că românul nu pierde. Părintele Facultății de Medicină din București, care era chimist, a predat chimia la studenți, Carol Davila, când le-a predat despre decoloranți la studenți, a vrut să le demonstreze că în clor se ia orice culoare. Și avea pe masă, vi-l imaginați, cu studenții la medicină, un ziar care se intitula Românul. Și a cerut asistentului să aducă un recipient în care să pune o soluție de clor. Și el va băga ziarul și se decolorează. Asta demonstra el studenților mediciniști. Cum ia clorul culorile. Și-a rupt o bucată din ziarul Românul, chiar titlul, și l-a băgat în soluție. Spre surprinderea lui, după 10 minute a scos și scria tot Românul pe el. Și concluzia lui Carol Davila a fost, Românul nici în clor nu piere. Vă mulțumesc foarte mult și nu mai continui. Mulțumesc, domnul profesor. Domnul profesor este o comoară. Când am auzit că vine, dacă se termină, iar pe la domnul Boroș trec adesea, apoi și la dumneavoastră. Dacă mai